Interesant! Ochii mei! Prea multă lumină! Scuze, am întârziat! Bună! Da, ți-ai făcut simțită prezența! Salut! Fără lumină? E prea întunecat! Mai luminos, te rog! Nu cred! Stinsă! Nu, aprinsă! Întuneric! Lumină! Haide, măi! Nu! Stai! Unde suntem? O să fie o portocală bună, sunt sigură! Wow, ia uite! Madison, trebuie să vezi asta! Nu, dorm! Bine, dormi toată ziua! Asta-i foaia mea! Hai, frate! Ghinion! Dar poate e un accident fericit! Trebuie să avem încredere în proces! Ai văzut pastelul ăsta? Întinde-l cu degetul! Nu uita de partea galbenă! Acum pune o nouă bucată și fă același lucru! Perfect! E timpul să-l întindem! Mișcările circulare sunt cele mai bune! Se amestecă foarte frumos! Acum îndepărtăm hârtia! Hai să continuăm! Acest pastel e puțin mai închis! Aici se pot suprapune! Da, ai ghicit! Iar întindem totul! Utilizând o nuanță caldă, un portocaliu, vom face un semicerc în partea de sus, amestecat cu galben de desubt. Ar trebui să se îmbine frumos! Folosim un pix negru pentru a crea detalii, cum ar fi păsări, copaci și multe altele. Uite cât de cool arată! Putem chiar să facem o bărcuță! Vâslește acolo, micuțule! Arată drăguț, nu-i așa? Dați-mi niște like-uri dacă sunteți de acord! Mulțumesc! Sunt atât de fericită! Noapte bună! Ok, ajunge! Somnul a luat sfârșit, Madison! Ce? Am avut cel mai tare vis! Brusc mă simt foarte inspirată! Trebuie să fac câteva pregătiri! Minunat! Acum puțină culoare! Umplem fiecare secțiune cu un pastel diferit, chiar și două sau trei într-o secțiune! Azi prefer nuanțele de albastru! Să continuăm! Arată minunat! Și știi ce urmează? Întindem totul! Dar acum poți folosi un bețișor de urechi! Și ai răbdare! Durează ceva timp! O să merite la final! Deja arată minunat! Praf dispar! Și banda, de fapt! Dar nu am terminat încă! Ții minte locurile alea goale? Folosești o metodă similară și acolo și adaugă rozul în combinație! Și acum întindem totul! E aproape gata! Continuăm așa! Apoi scoatem banda adezivă! Folosim un marker alb! Facem niște steluțe strălucitoare! Poți să faci și semiluni! Șabloanele sunt utile și aici! Întinde cu degetul! Niște portocaliu aici jos reprezintă pământul de dedesubt! Uită-te la cerul nocturn! Și ce margine frumoasă! Și e gata! Deci, o să-i dați like-uri? Oh, da! Wow, arată minunat! Ce nuanță frumoasă! Oh, pis-pis! Aia e o pisică? E atât de drăguță! Ce se întâmplă cu lumina? Am nevoie de ea pentru machiajul meu, vezi? Mă orbește! Hei, ai vărsat toată apa! Mulțumesc mult! Ups, frate! Deci, ce e cu pisica? E într-adevăr drăguță! Și pensula asta? Stai puțin! Am o idee grozavă! Pisicile sunt preferatele mele și pot să le desenez într-un mod drăguț! E doar apa acum, dar ai răbdare! O să fie ceva îndrăzneț! Ții pasul cu mine? Ok, adăugăm un pic de culoare aici! Apa diluează puțin culoarea și îi dă o textură păroasă! Continuă până la capăt! Foarte frumos! Acum să adăugăm niște textură! Toate aceste linii mici vor face diferență enormă! Chiar dacă e o treabă plictisitoare! Fă niște linii mici aici jos! Și folosește roșu pentru urechi! Începe să prindă contur! O creație inspirată de pisicuțe! Vă place? Vă place cu adevărat! Wow! Ce pot să creez? Ceva unic, cu siguranță! Întâi voi folosi așchii de grafit!
Cu cât mai multe, cu atât mai bine. Acum vine bețișorul de urechi. Cu el întindem tot grafitul. Folosim mișcări circulare, cu mici puncte urmate de un corp. Acest bețișor de urechi face minuni. Să nu uităm coada! Eliminăm excesul și folosim un creion pentru a crea iluzia de blană. Apoi facem niște mustăți. Oh, e așa de drăguță! Ce ziceți? Vă place, nu-i așa? Wow, super! Vrei să facem schimb? Oh! Ei, ce-i aici? O nouă zi? 24 de ore noi pentru idei geniale! Wow! Materiale noi? Ah, e prea devreme pentru asta. Ce se întâmplă aici? Ce faci? Îți e sete, domnule? Oh, o nouă frunză! Hai că poți, micuțule! Frate, am rupt-o! Oh, Madison! Stai să te ajut! Au nevoie de mai mult soare! Incredibil! Dă-mi-l! Stați, nu! Să nu cădeți! Aoleu! Ce? Dar sunt nou-nouțe! Ce s-a întâmplat? Oh, Madison! Ia uite! Vezi? Wow! Un fluture! Ei, asta seamănă cu niște aripi! Sunt inspirată! Folosim frunzele pentru a face un fluture! Ai la îndemână un marker alb? Folosește-l pentru a-ți colora frunzele! Această parte poate dura puțin! Dar după ce e gata, folosește albastru pentru a crea noi modele! Și niște roz și galben! Albul face culorile să iasă în evidență! Folosește negru pentru mai multe linii! Continuă! Poți adăuga și mai multe punctulețe! Arată din ce în ce mai real! Uite ce de modele distractive! Cool, nu? Vă plac! Ura! Uitați-vă la fluturele meu! Nu vă place? Sunt tristă! În fine, voi face altceva! Un fluture nou și îmbunătățit! Și de data asta folosesc o metodă cu acuarele! Acum vine culoarea! Poți adaugi culoarea direct! Acum are un efect cool de sângerare! Mai ales când adaugi mai multe culori! Poți face un model de culori în degrade! Frumos, nu-i așa? Ca un apus de soare! Colorăm mijlocul cu negru! Apoi trasăm antenele! Perfect! Acum adăugăm un contur auriu, așa definim aripile mai bine. Și adăugăm un pic de luciu. Poți face și puncte cu el. Distrează-te cu linii de diverse grăsimi. Ta-da! Ce frumos! Asta da transformare! Am dreptate! Wow! Mulțumesc pentru like-uri! Poftim! Îți aparține! Aaaa! Trăiască pompoanele! Sunt atât de moi! Uite! Wow! Ce de culori! Hei, nu știi să împarți cu alții? Ce irascibilă! Oh, da! Mai vedem noi! Cum a intrat un liliac aici? Ia de aici! Oh, nu! Ce risipă! Scuze! Mă ocup eu de asta! Trebuie doar să netezesc un pic lucrurile! Wow, ce cool! Poți folosi și un card de credit pentru a-l face mai plat! Wow, uite ce de dungi distractive! Se pare că e un alt accident fericit! Se curgă cu like-uri! Oh, da! Pot face ceva și mai tare, dar vreau să folosesc mai multe nuanțe! Toate culorile curcubeului! Și cu o dâră de apă! Și o muiere atentă! Am obținut o rețetă pentru un curcubeu! Sunteți gata? Să începem! Magnific! Și e gata! Ce ziceți? Vă place, nu? Merită să fie înrămat! Oh, ce de opțiuni! Oh. Wow, ia uite! Oh, bună! Ce mai faci?
Nu te voi costa nici măcar un ban. Da, am gusturi scumpe. Eu sunt păpușa potrivită pentru tine. Wow, ești perfectă! Mamă, mamă, o vreau pe asta. Îți faci joc de mine? Știi cât de dureroasă-i falda asta? Ia-i aleasa. Bine, o luăm. Wow, mulțumesc, doamnă! Reveniți oricând! Să mergem, dragă, mașina ne așteaptă. Wow, sunt atât de multe jucării. Bună! Șt, îmi număr banii. Oh, scuze, o să tac. Ce jucărie să-mi iau? Oh, asta e drăguță. Cât costă? Nu mi-o permit. Sunt bogat! Woohoo! Pot să mă ajuți? Ce pot să-mi iau din banii ăștia? Oh, stai să văd. E o glumă. Hei, erau banii mei. Nu pot să cred că ai făcut asta. Sunt banii mei de buzunar. I-am economisit. Stai așa, e ceva aici. E o păpușă și e gratis. Wow, e ziua mea norocoasă. Tu vii cu mine. Voi pune asta chiar aici. Mai e ceva? Această etajeră e atât de drăguță. Va arăta grozav în baie. Iată o mică motivație. Bine ai venit în noua ta casă. Vei fi atât de fericit aici. Cred că ți-e foame. Cremă delicioasă de ciocolată. Gura mare. Oh, nu! Ce-am făcut? Ți-am murdărit rochia. Îmi pare atât de rău. Există o singură soluție. Va trebui să te curățăm. Așteaptă secundă. Ceva nu e regulă. Nu avem cadă. Trebuie să rezolvăm asta. Aha! Banii rezolvă orice problemă. Am nevoie de o livrare rapidă. Wow, câtă promptitudine. Stai, asta e o cadă cu aspect ciudat. Sunt atât de confuză. Se deschide. Așa mai merge. Arată perfect. O voi pune în baie. E atât de chic. Să o umplem cu apă. Nu e suficient de relaxantă. Știu de ce are nevoie. De inimioare drăguțe. Ok, baia ta e gata. O să-ți placă la nebunie. Wow, vezi asta? Nu arăți prea bine. Ești super murdară. Nu se ia. Stai puțin, voi freca mai tare. Cred că am înrăutățit lucrurile. Ce mă fac? Cred că am o idee. Vină cu mine. Wow, baia aia arată bine. Pare să-i placă. Poate și păpușa mea să intre în cadă? Ce? Nici gând! Pleacă de aici! Ce rea e! Nu-ți face griji, voi rezolva problema. Trebuie să găsesc ceva util. Stai o secundă! Aha! O monedă de aur strălucitoare! Oh, wow! Mulțumesc! Să vedem ce avem! Nu prea multe. O să le scot pe toate. Trebuie să le văd mai bine. Cu astea trebuie să mă descurc. Nu merge. Ce e asta? Ar putea fi utilă. Da, pot să fac ceva cu asta. Să-i dăm bătaie. Voi începe prin a împături cutia într-un triunghi. Voi crea un pliu. Acum voi face un triunghi mai mic în partea de jos. Pot să pliez partea de jos în sus. Voi face același lucru și pe partea cealaltă. Uite așa. Mă bucur că am făcut cursuri de origami. Sunt foarte utile. Sper doar să nu fac o macara. Bun, unde am rămas? Împătuream hârtia. O să îndoi marginile înăuntru. Perfect! Apoi o voi deschide din nou. Cred că am toate pliurile necesare. Acum pot începe să o asamblez. Voi strânge părțile laterale și voi crea forma unei căs de baie. Wow! Chiar că prinde contur, mai e o parte de făcut. Va trebui să o lipesc. O să dau cu un baton de lipici peste. Nu vreau să se destrame. Ar trebui să fie suficient. Pot să o termin acum? Deocamdată pot lăsa asta deoparte. Am tăiat o fâșie lungă de carton. O voi rula. O să vă asigur că stă strâns. Acum o să îndoi puțin. Acesta va fi robinetul. Așa, cada este gata. Ce părere ai? Știu, e grozavă. Să o încercăm. Acesta pare un loc bun. O să fie confortabilă. Cum e apa? Stai, unde-mi sunt manierele? O să-ți las puțină intimitate. Ai terminat! Ești curată! Arăți minunat! Și miroși foarte bine! Am făcut o treabă excelentă! Sunteți gata să o faceți? Fetelor, porniți-vă motoarele! 3, 2, așteptați! 1, start! Vrum, vrum! Este nebunie! Oh, nu! A făcut accident! E intensă treaba! Nu pot să-mi iau ochii! E o cursă până la linia de sosire!
ai câștigat! Ești cea mai tare! Putem să ne întrecem și noi? Ce? Nu! Tu ai mașină măcar? Nu! Asta ar putea fi o problemă atunci! Niciodată nu ne distrăm! Și acum am rămas fără gustări! Dar asta îmi dă o idee! Ar trebui să mă apuc de treabă! Voi tăia cutia! Acum o voi împături! Voi face o gaură mare în mijloc și găuri mai mici în lateral! Acum trebuie să o pictez! O să folosesc acest roz strălucitor! Va arăta foarte bine! Voi aplica rozul pe cutie! Vreau un strat uniform! Exact ce-mi doream! Acum o las să se usuce! Mai sunt multe de făcut! Voi tăia semicercuri dintr-o bucată de carton! Am împăturit marginile! Acestea vor fi roțile mele! O să le potrivesc în găurile de pe laterale! Apoi voi termina de decorat mașina! Aceasta va fi capota! Vom avea nevoie de lumini! Va trebui să vedem unde mergem! Am vopsit bețișoare de înghețată cu roz! Se pot pune pe capotă! Am făcut scaune dintr-o bucată de burete! Și acesta va fi parbrizul! Să mergem! Avem o cursă de câștigat! Ce e asta? E mașina păpușii mele! Sigur, dacă spui tu, nici nu va fi o întrecere! Mașina mea este turbo! Eu am un băț! Hai! Wow, uite cât de repede merge mașina! Wow, ce nebunie! Mă atinge! Stai! Ce-i asta? Ai văzut bine, pisicuță! Ai făcut o treabă excelentă! Wow, o păpușă din gunoi! E ceva de vis! Tu stai pe lângă gunoaie! Uite ce-am găsit! Pe aia o numești păpușă? Asta e o păpușă! Wow, arată ca o prințesă! Dar păpușa mea are o casă! Bate asta? Draga de tine! Trebuie să vezi asta! Are cele mai noi gadgeturi! Păpușa mea adoră să locuiască aici! E mai mișto decât casa ta de carton! Așa deci, să te văd! Chiar acum! Să facem! Bine ai venit acasă! E cam mic spațiul! E minunat să fii bogată! Putem cumpăra cele mai bune lucruri! E atât de nedrept! Adică, uită-te la hainele tale! Sunt murdare și rupte! Aș vrea să-ți pot cumpăra o rochie drăguță! Rochia asta e minunată! O meriți! Acum doar să dăm mare! Știu ce să fac! Pot să folosesc pulovărul! Ce faci? O să ne prefacem că n-am văzut asta! Am o idee grozavă! Îmi voi pune păpușa în interiorul mânecii! Nu e chiar ce mi-am imaginat! Poate dacă o fășur în jurul tău? Nu, arată și mai rău! Nu merge! Ce? Stai puțin! Ce-i aia? Poate pot folosi această pungă de plastic! Da, e bună! E tipul pentru o schimbare de look! Voi tăia punga în formă de rochie! Apoi o voi pune peste păpușa mea! O voi lega în jurul mijlocului! Wow, arată uimitor! Ar trebui să fii pe podium! Ești fermecătoare! Ava, fii atentă! Ce? Îți faci joc de mine? Nu se poate întâmpla așa ceva! Este o urgență! Exact la timp! E fix ce vreau! E făcută din aur adevărat! Wow, chiar ți se potrivește! Arăt ca un star de cinema! O ador! Ia uite! Cred că o să fii invidioasă! Wow, e superbă! Ar trebui să dăm o petrecere! Ce? Nu! Noi petrecem cu elita! Mă rog! E atât de greu! Decizii! Ce pantofi ar trebui să porți? Trebuie să se asorteze cu pantofii mei! De aia? Nu! Avem nevoie de pantofi pentru tine! Îți placă șosetele mele? Ignoră gaura uriașă! E cam jenantă faza! Sper că n-a văzut nimeni asta! O voi ascunde repede! Mult mai bine! Dar tu trebuie să-ți găsim niște pantofi! O să mă uit în acest sertar! Poate găsim ceva util! Păianjeni! M-au prins! Trebuie să fac curat mai des! Acum e momentul ideal! Stai o secundă! Știu! Am desenat un oval pe acest burete! Acum îl voi tăia! Voi face la fel cu bureți de culori diferite! O să fie super colorați! Acum îi voi așeza unul peste celălalt! Exact așa! Voi lipi o altă bucată de spumă în jurul lor! Ok, probează-i! Wow! Se potrivesc perfect! Testează-i! Scumpo, arăți bestial! Sunt eleganți și practici! Vreau și eu o pereche! Hei, Ava, uită-te la pantofii ăștia! Nu mă pot decide! Ce? Wow! Sunt mult mai tari decât vechiturile astea!
hai să vedem ce am primit. Uite, bomboane care pocnesc în gură. Tare! Ia să deschid punga și să le testez. Așa, perfect. Hai, în gură cu voi. Oh, parcă aș avea un foc de artificii în gură. Mai vreau. Și ce zgomot fac. Îmi plac mult de tot. Și tu ce ai primit? Nu cred! Bomboane care pocnesc în gură, dar care se transformă în gumă de mestecat. N-am mai încercat așa ceva. Așa, vorba ta, în gură cu voi. Oh, sunt gumate, dar și pocnesc un fel de... Hei, fii atent! Wow, ce tare! Faci un balon! Hei, fii atent! Wow, ce explozie! Așa-ți trebuie dacă mi-ai spart balonul. Mai vreau niște gumă de mestecat. Așa, Julie, mai încerc o dată. Fă un balon uriaș. Nu mai pot să mă abțin, e prea mare. Aoleu, ce s-a întâmplat? Joey, unde ai plecat? Unde ești? Mereu mă lasă singură. Imposibil, cred că am ajuns pe orbită. Hei, m-am întors. Ce aventură trăznită am avut. Au! Joey, ce naiba? Ce bine! Următoarea provocare. Oh, ce felii groase de cașcaval. Are multe găuri, sigur e cașcaval elvețian. Îmi place mult cașcavalul. Ia să văd cum miroase. Oh, da, e clar un tip de cașcaval de nota 10. Îți dai seama după miros. Hai la tata bunătate lactată. O să te mănânc. Of, arată foarte, foarte bine. Sunt invidioasă. Vezi ce ai primit și tu. Nerds! Îmi plac mult de tot bombonelele astea. Sunt atât de mici și amuzant să agiți cutia. Ok, o să deschid cutia și acum o să le torn în gură. Sunt dulci, acrișoare și crocante. Oh, am o idee genială. O să le torn pe farfurie. Așa, le-am turnat pe toate. Și acum o să adaug niște bezele moi. Ce bun e cașcavalul, îmi place mult de tot. Oh, super, bezele moi învelite în bomboane Nerds. Ia să-mi gust creația. Cașcaval, 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 cașcaval. Ah, ce-ai pățit? Joey? Joey? Unde ești? Oh. Încep tot eu. Oh, o acadea cu gust de struguri. Ia să-i desfac ambalajul. Așa. E într-un suport interesant care se desface. E tare că pot să o păstrez pentru mai târziu dacă vrei. Ce aromă puternică de struguri are. E foarte bună. Tu ce-ai primit? Jeleul sfoară de lămâie. Wow, ce lungi sunt. Oare cum au încăput sub capac? Oare cât de acre sunt de fapt? Așa, am scăpat de cutie. Acum trebuie să deschid ambalajul ăsta. Nu pot să te mint, abia aștept să gust sfoara asta. O să iau o gură. Wow! Wow, wow, wow! E extraordinară! E genială! Ce de lumini! Yuhu! Cine ar fi zis că mintea mea se ascunde cel mai tare club? Joey? Joey? Oprește-te! Mă lovești cu sfoara aia? Bum, 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 bum! Ce ridicol e! Bine măcar că am acadeaua asta! Ups! Mi se întâmplă ceva! Oh, nu cred! Am ajuns eu în același club mental! Hei, uite-l pe Joey! Acum înțeleg ce făcea! Hai, dă-te la o parte! E rândul meu! Așa se face treaba ca la carte! Bum, 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 bum! Așa, așa arătam? Aoleu! Bun, e timpul pentru machiaj! Wow, ce culoare! E perfectă! Ok, e gata! O facem! Da, chiar a mers! Și a mea a mers! Suntem așa drăguțe! Bate palma! Oh,
Wow, aproape că uitasem! Trebuie să le pun pe astea în cutie! Scannerul nu s-a declanșat! Am o idee mai bună! O să o ascund! Perfect! Imposibil să o găsească scannerul! Oh, nu! M-a prins! Salutare, doamnă! Care-i problema? Sunt nevinovată, vă zic! Nu pot să cred! Clar nu vreau să se întâmple asta! Poate merge să fac ceva! O să pun bucata asta de bandă adezivă pe husa telefonului meu! Bun, acum îi scot folia! E timpul să-mi pun trusa de farduri! Potrivire perfectă! Bun, o să-mi pun telefonul în cutie! Da, nu a pornit! Ce-i chestia asta de pe husă? Vedeți? E ca să ții telefonul mai ușor! Bine atunci, e un loc! Povestea asta e haioasă! Ok, trebuie să închid. Te sun eu mai târziu. Scârbos! Ecranul telefonului meu e un dezastru! Și fața mea e și ea distrusă! Gata! Trebuie să remediez situația! Iu! Apropo de scârboșenii! Nu se uită nimeni! Trebuie să merg mai departe! Ok, unde era? Știu că e pe aici pe undeva! Am găsit-o! Am nevoie de frunza asta! Am fost așa isteață să ascund planta asta pentru machiaj! Nici n-a fost greu să o fac! Am luat un ghiveci și am pus burete floral! Apoi am pus un suport și l-am acoperit cu plastic! Perfect! Uite așa! Și acum fondul ăla de ten! Am pus pudra peste inelul de plastic! Vreau suficientă cât să-l acopere! Bun! Apoi am nevoie de frunze și de dragul meu pistol de lipit! O să pun niște lipici pe spatele frunzei! Acum pot atașa burețelul de machiaj! Bun! Se pare că e timpul să plantez planta asta falsă! Intră în gaură și sunt gata! Acum pot să-mi folosesc planta cu machiajul de urgență! Trebuie să retușez ce a stricat telefonul! Mult mai bine! Vine profa! Stai puțin! Ce se întâmplă acolo? Doar examinam planta asta! Bine, mă bucur atunci! Dezastru al machiajului evitat! Se uită profa? E cu fața la tablă! Acum e șansa mea! Cu grijă! Nu vreau să-i atrag atenția! Stai puțin! Te credeai așa isteață! E timpul să se termine treaba asta! Bună! Da, eu sunt! Știi regulile? Bine, uitați rujul! Nimeni nu poate scăpa nedetectat! Rujul ăla era și nou-nouț! Hei, creionul ăla mi-a dat o idee grozavă! Da, clar pot să o fac! Întâi și întâi trebuie să scot radiera asta! Acum o să pun un pai în capătul creionului! Trebuie să tai excesul! Acum îmi trebuie niște ruj! O să-l încălzesc în lingură ca să se topească! Fiind lichid, îl pot turna în forma făcută din pai! Cu grijă! Nu vreau să vărs deloc! Și gata! S-a uscat, deci pot să scot paiul! Am mers! Am o gumă de șters din ruj pe creionul meu! Ce se întâmplă acolo? Rosie, ăla-i machiaj? Nu, doamna! E doar creionul meu! Mă bucur să aud asta! Să vedem! Unde se pune ăsta? Fix acolo! Perfect! Totul e la locul lui! Hei! Psst! Ia uite-te la asta! Wow! Ce de farduri! Și organizate perfect! Super impresionant! Stai totuși! Hai să-ți arăt ceva! Nu! Unde au dispărut? Ți-am găsit micuțul aranjament din farduri! Știi regulile? Nu sunt permise! Hei! Capul sus! Stai să-ți arăt trucul meu!
Întâi mi-am luat paleta de farduri și apoi un bețișor de urechi. Am ales o culoare și am început să-l tamponez. Am folosit un bețișor de urechi pentru fiecare culoare. M-am asigurat că se prind bine fardurile acolo și apoi le-am pus în cutiuța mea. Voila! O paletă întreagă de farduri pe bețișoare de urechi. Acum pot folosi orice fard de urgență care îmi trebuie și am un întreg curcubeu de culori la dispoziția mea. Wow! Ador combinația asta de culori! Mersi mult! Și ea i-a spus că va avea nevoie de un însoțitor pentru bal. Cartea asta e așa de plictisitoare. Tatălui? Nu se poate! Profa noastră a dormit! Nu vreau cretaia! Da, doarme dusă! Acum e șansa mea să mă machiez! Doar un mic retuș! Oh, am prins-o! Ha, de ce e brusc o prezență amenințătoare în spatele meu? Ah! Salutare! Dă-mi fardurile alea! Of, mă enervează așa de tare! E nasol când îți confiscă machiajul, dar uite! Eu am un secret! Exact! Sucul meu e o pudră! Am luat un suc gol și l-am întors invers. Apoi am pus niște lipici pe fundul lui. Perfect! Urmează pudra aleasă! Am pus-o pe lipici și am așteptat să se usuce. Voila! Machiaj ascuns sub pahar! Am pus și capacul ca să pară cât mai autentic. Dar n-am terminat! La ce e bună o pudră fără o pensulă? Am tăiat un pai pe lateral și apoi am băgat o pensulă prin el. Apoi am pus încă un pai ca să o ascund mai bine. După asta era gata să fie băgată prin capac. Wow, e incredibil! Pensula iese imediat când am nevoie de ea. E timpul să-mi termin retușul. Stai puțin! Ce se întâmplă acolo? Ia să mă uit mai bine. Băuturile sunt permise aici. Da! Simt că viziunea mea artistică iese la iveală! E treabă grea! Trebuie să mă răcoresc! Uf, ce dificil a fost! Dar acum e mult mai bine! Stai! Ce-i asta? Oh, nu! Cred că e rujul meu! Probabil că s-a luat! La naiba! Psst! Hei, aici! Psst! Psst! Ce-i zgomotul ăla? Mi s-a șters tot rujul! Asta-i tot? Te rezolv eu! Poftim! Am luat un recipient gol de vopsea. L-am umplut cu gel transparent ca vaselina și culoarea dorită. Apoi le-am combinat. A fost gata după ce s-a amestecat totul bine. Ca să-l folosesc, am nevoie de o pensulă de pictură, un moinițel și apoi mă dau pe buze. Și uite, așa am făcut luciu de buze colorat! Oh, wow, arată grozav! Și când e uscat, trebuie doar să-l decojești. Vezi? Buzele tale încă sunt colorate. E un ruj de tip lip stain. O să dureze toată ziua. Și nici nu mai trebuie să-ți faci griji că o să se șteargă. Ești efectiv un geniu! Mersi! Acum mă întorc la pictura mea. Salut, frate! Stai pe loc! Trebuie să te scanez. Nu! Știi regulile? Mâncarea și băutura nu sunt permise. Bine, mă rog. Stai nemișcată pentru scanarea de mâncare, te rog. Bun, poți intra. Clubul ăsta e grozav! Și acum e timpul pentru o gustărică. Coroana dulce e cea mai tare. Wow, nu se poate! Au! Ce mă bucur că a mers! O să păstrez restul pentru mai târziu! Bun, cine urmează? Ridică mâinile! Frate, îi percheziționează pe toți! Ce facem cu dulciurile noastre? Trebuie să le ascundem! Hei, tu urmezi, prietene! Glumești?
Îți văd ciocolata chiar acolo. Ah, da, o secundă. Privește această schemă uimitoare. Ta-da! Ciocolata a dispărut și acum am teleportat-o acolo. Wow! Cum ai făcut asta, frate? Dar dă-o încoace. O seară plăcută. Nu pot să cred că i-ai dat ciocolata mea. Da, dar uite, a fost o diversiune pentru că încă o avem pe-a mea. Ce ciocolată bună! Stai pe loc! Ce e ăla? Ăsta e înlocuitorul pentru globul disco. Ah, ok, intră atunci. De ce ai adus un alt glob disco? Ah, nu e un glob disco, să vă arăt. Întâi am luat un pepene micuț, l-am pulverizat cu vopsea argintie comestibilă. L-am acoperit ca să fie drăguț și strălucitor, apoi au urmat pătratele din folie de aluminiu. Le-am lipit pe toată coaja. Trebuia să acopăr tot pepenele și poftim rezultatul final! Vrea cineva niște pepene? Oh, wow! E așa proaspăt! Trebuie să ne hidratăm dacă vrem să petrecem toată noaptea! Stai pe loc! Ce e ăla? Ăsta e globul disco de schimb! Eu sunt meșterul! Dar dacă tu ești meșterul atunci... Of! Ăsta e un club ciudat! Bună! Am venit pentru club! Hei, mâncarea și băutura nu sunt permise! Ah, păi n-am nimic! Mesteci gumă! Se pune! Scuipo! Pot să intru acum? Stai, o să te scanez de mâncare! Nu știu... Ești cam dubioasă. Ah, părul tău! O, nu, o, nu, o, nu! Tot ești suspectă? Așteaptă aici! Asta va găsi orice ascunzi! Bun, mi-am terminat inspecția. Poți să intri acum. În sfârșit! Clubul ăsta e grozav! Și evident că am gustarea mea secretă! Caramele! Sunt așa simplu de modelat! Deci le pun pe niște unghii false! După ce au luat forma, pun unghiile! Și uite așa, mi-am făcut o manicură din caramele! Câte una pentru fiecare deget! Și pentru degetul meu mare, normal! Manicura mea era gata și eu eram pregătită de club! Și acum e timpul pentru gustarea mea! Tocmai și am mâncat unghia? Ce? E așa de scârbos! Ne-am cărat de aici! Stai pe loc! O secundă, trebuie să-mi termin machiajul! Ok, acum sunt gata. Să vedem. Vai! Doamne, am întârziat rău. Ai farduri? Pot să le împrumut? Te rog, sunt varză. Nu, scuze, nu pot să ți le dau. Ce interacțiune dubioasă. Cum pot să mă lași așa? Dă-o încoace. Serios, doar îți cer ajutorul. Ha? De ce nu merge? Cred că fardurile tale sunt... M-am prins! Fata aia tocmai a lins fardurile! Intrați! Scârbos! Nu pot să cred că ți-ai deghizat caramelele drept farduri! Da, e o cale ușoară de a le furișa! Delicioasă, e așa bună! Seara de club a devenit mult mai bună! Hei, mâncarea nu e permisă! Haide, întoarce-te după ce scap de ea! Bun, stai să văd dacă ascunzi ceva! Nu pot să-l las să-mi vadă bomboanele! Hei, colierul lui! Mi-a venit o idee! Da, cred că o să meargă!
Voila! Mă pot lăuda cu o nouă bijuterie! Ce avem aici? Ești ok, intră! Am reușit să intru! Și acum o gură rapidă! Tocmai și-a mâncat colierul? Ai văzut și tu, nu? Hei, ne dai și nouă din bijuteriile tale? Normal, poftim! Mersi, e grozav! Cât de arătos! Stai! Aici nu se intră cu mâncare și băutură! Trebuie să te verific înainte să poți intra! Hei! Ce-i asta? Bun, poți intra! Următorul! O să-mi iau schitelzurile! Stai! Războinicul bărbos! El e soluția! Am nevoie de o barbă falsă și lipici cald, evident! O să fac o linie ca o față zâmbitoare! Apoi pun o altă bucată de material! Am făcut un buzunar și e perfect ca să țină schitelzuri! Asta e una dintre cele mai tari idei ale mele! Barba pusă, bomboanele ascunse! E timpul pentru club! Stai puțin! Oh, doamne, e războinicul bărbos! Intră! Bun, am reușit să intru în club! Hei, mișto, barbă! Crezi? Ascunde și bomboane! Nu se poate! Ce cool! Îmi dai și mie? Sigur, de ce nu? Hei, frate! Nu-i mai da bomboane iubitei mele! Scuze, vrei și tu? Wow! Mersi, frate! Bomboanele tocmai m-au scăpat de o bătaie! Coada începe aici! Stai! Dă-mi mâncarea și apa! Stai să văd ce ai și în poșetă! Oh, nu! Face verificări de mâncare intense! Ce să fac? Hei! Agrafele ei îmi dau o idee! Clar pot să fac treaba asta! Așa, jeleuri în formă de inimă pe agrafele mele! Bun, tu urmezi! Stai să mă uit puțin! Ești ok, intră! Sunt înăuntru și e timpul pentru o gustare! Bună! Poți să iei și tu una? Mersi mult, ești așa drăguță! Vezi asta? În niciun caz! Paleta asta de farduri o calc în picioare! Nu ai voie cu produse de machiaj! Vine cineva! Pare a fi importantă! Ne dai un autograf, te rog! Locul pare sigur! Nu văd nicio amenințare! Nu cred! Ce tare e! E extraordinar! Ce se întâmplă? Am detectat o amenințare! Stai! Stai puțin! Nu e ceea ce pare! Amenințarea este neutralizată! În sfârșit! Nu pot să cred că trebuie să pășesc peste persoana asta! Unde a dispărut? Vreau un autograf! Vă mulțumesc că sunteți aici! Sunteți cei mai tari! Vă trimit o salutare fiecăruia! Poftim? Nu! Mi s-a luat rujul! Nu-mi place să nu fiu dată cu ruj! Bine că am un plan secret! O să scot capacul microfonului! Am un ruj ascuns în el! Acum o să mă rujez din nou! Perfect! Cred că ajunge! Și acum să-mi continui concertul! Asta e melodia mea preferată momentan! Și-a pățit lumina? Sunt cumva în pericol? Hei! Ce-i aia? Cine e acolo? Hai! Ești gata de distracție? Da!
Nu cred! Ador trupa Fairy Guitars! Ce tare! Ce mult îmi place cebul ăsta! Yuhu! Cânt alături de chitarista mea preferată! Mai atentă la mine? Nu! O să mă duc în direcția asta atunci! Stai! Unde a dispărut? Of! A funcționat! Ce ușor a fost! Și acum să-mi scot produsele de machiaj. O să-mi împrospătez luciul de buze. Și acum să cântăm! Of, ce plictisitor e jobul ăsta câteodată! Ah, vine cineva! Ia să vedem! Știi regulile? Nu ai voie cu produse de machiaj! Poftim? Eu? Ah, nu, n-am produse de machiaj la mine. Păi, nu pot să te cred pe cuvânt. Rucsacul meu? Ah, sigur, îl poți verifica. Ia să vedem. Stai puțin, cine te crezi? Dă-le încoace pe toate, imediat. Ah, sigur, te referi la ăsta? E jurnalul meu. Și ăsta-i telefonul. Și asta... Asta e o trusă de farduri pe care încercai să o furișezi. Ok, îmi pare rău, o să le iau de aici. La naiba, nu vine să cred că m-a prins. Stai puțin, jurnalul, asta e soluția. O să încep prin a tăia o secțiune din mijlocul paginilor. Perfect, fix așa, un dreptunghi încăpător. Acum trebuie să scot toate paginile. Apoi am nevoie de niște material frumos. Materialul ăsta strălucitor e fix ce trebuie. Acum pot să-mi pun produsele de machiaj în jurnal. Gata, acum o să-l închid. Acum că am intrat, pot să-mi scot produsele de machiaj ascunse. O să mă aranjez puțin și apoi o să continui dansul. Ce se întâmplă în fața cozii? Oh, nu, are un semn. Un semn care interzice produsele de machiaj. Dar am produse de machiaj la mine. Sclipiciul ăsta. Trebuie să rezolv cumva situația. Stai, pot să-l ascund în rochie. Ah, corect, e o rochie. Nu avea cum să funcționeze. Am nevoie de altă soluție. Bună, am un bilet. Văd, dar ascuns cumva și produse de machiaj. Ia să vedem. Ok, nu văd nimic. Poți intra, e totul în regulă. Ce tare e muzica din clubul ăsta! Mă vede cineva? Nu? E timpul să-mi aranjez machiajul. O să-mi scot un pantof. Apoi o să scot capacul de pe toc. Voila! Și acum vine sclipiciul. O să pun puțin pe ambii obraji. Excelent! Ador look-ul ăsta! Sclipiciul auriu e cel mai tare! Sclipici pentru toată lumea! Of, de ce întârzi atât de mult? Hei! Phew, scuze de întârziere! Cu ce ești îmbrăcată? Și nu ești machiată deloc! O să mă acopăr cu gluca! Serios? Nu o să poți face asta! Hai să mergem și să ne distrăm! Bună ziua! Două bilete! Mersi! Oh, wow! Aoleu! Păi, puteți intra! Hei, ce club tare, nu-i așa? Nu mai fi tristă! Te ajut imediat! Uite ce-am făcut înainte să plecăm! Am mărunțit niște fard într-un bol. Apoi l-am stropit cu dezinfectant pentru mâini. După ce am pus suficientă soluție, le-am amestecat până am obținut un amestec omogen. Asta a fost tot! Apoi am luat o pensulă de machiaj și mi-am făcut unghiile cu amestecul obținut. Ca și cum aș fi folosit o ojă de unghii. Chiar îmi place culoarea obținută. Ok, ești gata? O să-ți frec pleoapele cu unghia. Wow, ce bine îți stă cu rozul ăsta! Hai să dansăm! O să-mi bag restul produselor de machiaj în hanorac. Bună, vreau să intru, am un bilet. Stai puțin, mâinile sus, te rog. Ah, ok. Ce de fardul! Eram sigură. Avem reguli stricte pentru produsele de machiaj. Ok, bine, am înțeles, mă întorc imediat. Au! Nu trebuie să mai agit atâta semnul ăsta.
Ok, o să-mi lipesc produsele de machiaj de mână și apoi o să-mi învelesc în bandaje. Știi ce? O să fac treaba până la capăt. Crede că mă poate împiedica să intru cu farduri la mine? Să creadă ea! Gata! Arăt destul de bine! Bună! Uite biletul! Mersi! Poți intra! Da! Am reușit să intru! Hei! Ce naiba? Fii atentă pe unde mergi! Bun, mă vede cineva? Nu? Atunci pot să-mi aranjez machiajul! Perfect! Acum mă pot distra toată noaptea! Cât de lungă e coada asta? Oh, nu! Nu am timp să-mi termin machiajul! Bun, următoarea! E în regulă, intră! Următoarea! Oh, nu! Chiar că oh, nu! Trebuie să te învăț minte și să folosesc asta! Ups! Nu asta, am greșit! Am vrut să spun asta! Oh, ce ursuleț simpatic! Poftim? Ah, la naiba, nu mă refeream la ursulețul ăsta! Asta! Voiam să-ți arăt semnul ăsta! Nu ai voie cu produse de machiaj! Dar nu mi-am terminat de machiat celălalt ochi! Ce mă fac? Stai puțin, mă întorc imediat! Bună! Ok, acum sunt gata să intru! Mai întâi trebuie să treci de mine! Ia să te analizez atent! Vai de mine! Ce atent mă analizează! Ok, totul pare în regulă, poți să intri! Da! Am intrat în sfârșit! Am păcălit-o! Bun, acum îmi pot da jos cercelul și îmi pot termina de machiat și celălalt ochi! Fiu, mult mai bine! Acum mă pot distra toată noaptea! Nu te grăbi! E ceva în neregulă? Opa, dulciuri! Nu a trecut niciodată de mine ceva dulce! Oh, ce jenant! Pantalonii mei! Mama o să fie atât de nervoasă! Trebuie să plec! Totul pare să fie în regulă! Opa! Nu se poate! Bună, băieți! Mișcă-te, prietene! Dă-te din drum! Ah, ce drăguț! Gurile închise, băieți! Mersi, scumpete! E superbă! Trebuie să intru acolo? Unde crezi că te duci? Nu mai avem locuri! Ce? Dar urma să mă lași să intru! Ador melodia asta! Dar mi se face foame de la dans? Noroc că am gustări! Ca să căptușești un sutien cu gustări delicioase, începe cu un balon umflat. Apoi toarnă pe el ciocolată albă topită. Acoperă partea superioară a balonului și așteaptă să se întărească ciocolata. Apoi toarnă ciocolată cu lapte topită și acoperă iar partea superioară a balonului și așteaptă să se întărească. După ce e gata, întoarce balonul și sparge-l! Cupe delicioase din ciocolată! Dar să nu te îmbraci în alb! A fost o idee grozavă! Oh, nu! Trebuie să ascund chestia asta! Hei, mă mai ții minte? Ah, bună! Ce face? Am nevoie de gustările mele! Ești drăguț să-mi aduci mie o băutură? Era cât pe ce? În sfârșit! E atât de bună! Nu mă pot opri din mâncat! M-am întors! E ceva diferit la tine? Mersi pentru băutură! Oare ea... O altă seară liniștită! Stai așa! Întoarce-te! Trebuie să-ți verific ghiozdanul! Chiar e necesar? Eu pun întrebările! Mai! Fix cum îmi imaginam! Vrei să-mi dai o explicație? Nu e ghiozdanul meu? Bună! Nu mirosi timpul! Ai mâncare? Nu, eu nu! Ăla e... Ce? Sunt atât de confuză! Nu știu ce se întâmplă aici! De ce nu se deschide? Merge! Ok, totul pare să fie în ordine! Poți să intri! Ceva nu e în regulă! Ce dorești?
Frate, ce de variante! O să iau chipsurile de cartofi. Ia să vedem unde-mi sunt banii. O să fie epic! Ah, corect, nu am bani. Frate, ești dubios. Hei, uite ce am eu! Stai așa, eu pun bucată adevărată de chipsuri. Mersi! Sunt buni, nu-i așa? Da, hai să dansăm! Vreau să intru. Fără dulciuri. Bine, ține chestia asta. Ce penibil. Bună! Serios? Tocmai am zis fără dulciuri. Nu sunt permise. Mă rog, poftim. Ești mulțumit? De ce am vată de zahăr? Pentru ultima dată, fără dulciuri. Dar nici măcar nu e a mea. Ce să fac cu ea? Nu te uita la mine. E atât de nedrept. Cred că mi-a venit o idee. Blana asta e atât de moale. Pot să intru acum? Sigur, poftim. Mulțumesc. În sfârșit sunt în club și am propria mea vată de zahăr. Delicioasă și modernă. Zici că mănânci un norișor. Un deliciu. Wow, trebuie să fotografiez faza asta. Hei, psst, amice, o să vrei să vezi chestia asta? Poftim! Aia nu e blană. Sunt atât de nervos. A fost atât de isteață treaba asta? Bună încercare! Dă-mi un coace! Poftim? De asta? Nu sunt prost! Se mestecă mai greu! Mă gâdilă pe gât! Ești bine? Asta nu e vată de zahăr! Ups! Poftim! Zici că e nouă! O seară plăcută! Scârbos! Nu trece niciun aliment de mine! Nu-i nimeni pe aici! Ia uite ce mișcări am! Poartă-te normal! Salutare! Opa! Stai să te verific! Ce-i aia? Golește-ți buzunarele! Tăiței mei? Serios? Nu! Sucul e ok, mâncarea nu! Scrie chiar acolo? Bine, regulile sunt reguli! Știu, mami! Vin acasă în curând! Un suc! Hei, ți-ai lăsat chestia asta! Mi-a venit o idee! Se pare că pot să-mi iau tăiței până la urmă! Ia un pahar de suc gol și cutia ta cu tăiței! Pune recipientul cu tăiței în paharul de suc, apoi bagă o furguliță prin capac! Bag o mișcare! Nu dansam! Pot să intru acum? E doar un suc! Noroc! Intră! Nu pot să cred că am mers! Și acum niște tăiței delicioși! Sunt atât de fericit! Simt miros de tăiței? Stai puțin! Fără mâncare? Da, sigur! Stai! Ce ai în mână? Astea sunt doar niște bombonele! Nu în seara asta! Nu e mare lucru! Dar acum... Ia uite ce de bani! Niște bănuți iubiți! Și sunt doar ai tăi! Doar ai mei? Nu! Ești rău! Bun, a plecat! Un mesaj! Nu pot să cred că a făcut asta! Acum e șansa mea! Stai! Nu! Dacă aș putea! Sunt atât de aproape! Aș putea face asta toată ziua! Care-i rostul? Stai puțin! Cred că știu ce trebuie să fac! Iar tu? Am mai discutat despre asta! Pentru tine!
pentru mine? Ah, mersi! Intră, te rog! Am reușit! Super isteață faza, așa-i? Bombonele! Ador jobul ăsta! Ah, bună, dragă! Îmi place la nebunie colierul tău! Wow! Știu, e super special! Ah, privește! E și delicios! Wow, pot să gust și eu? Servește-te! Mmm, delicios! Wow, ce multe dulciuri! Ce durează atât? Fără mâncare! Mă enervează atât de rău! E dur! Nu pot să-l las să-mi găsească dulciurile! Mmm, drăguță pălărie! Am o idee! Ușurel! Și acum să o locuiesc! Ce a fost aia? Probabil că nimic! Piu! Acum să trec la treabă! Pun dulciurile pe borul pălăriei! Perfect! Acum să pun la loc pălăria! Serios, ce-i aia? Ar trebui să port chestia asta mai des! Stai! Sper că n-ai ceva de mâncare! Bine, poți să treci! Stai pe loc! Ești ok! Sunt un dansator atât de bun! E timpul pentru gustările mele! Numesc mișcarea asta apleacă-te și ferește-te! Unde ai dispărut? Bună! Bună! Mișcările mele funcționează! Haide! Sunt atât de șireată! Am luat-o! Ah, ce bună e! O, ba, nu! Eu dansez cu el! Cară-te! Salutare! Opa! Wow! Se întâmplă ceva! O, Doamne! Se pare că o să facem o provocare! Oh, un burger! Ha! Ia uite! Bac! Ținta perfectă! E rândul tău! Clar pot să fac și eu asta! Ha! Ai văzut? Și a mea a fost perfectă! Salutare! Uitați-vă la asta! Oh, Doamne! Tăiței ramen din aur! Cred că ar trebui să mă înfrupt! Mmm, miros așa bine! A bogăție! Wow! Ok, să văd și eu ce am! Oh, doar niște tăiței ramen uscați! Ce plictisitor! Salutare tuturor! Să adaug niște pietre prețioase în ramenul meu! Oh, ramenul ăsta devine și mai bun! Ce ziceți și de niște bucățele de foiță de aur? O să le presar pe deasupra bijuteriilor! Nestematele astea imense sunt superbe! Ha, un pariu că pot să-mi înviorez și eu ramenul meu! Cine are nevoie de bijuterii când ai bombonele, nu-i așa? Apoi o să torn niște sosuleți de ăsta drăguți! Ce culoare grozavă! Și o să închei cu niște bezele! Bun, apa mea e suficient de fierbinte? Au! Da, e timpul să torn și să încep să-mi gătesc ramenul! Bețișoarele sunt gata să fie folosite! Și e timpul să mă frupt! Hai să gustăm și să vedem cum e! Bun, să gust! Auci, 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 dinții mei! Nu pot să mănânc așa ceva! Oh, uite! O felie imensă de pepene! Wow! Și eu am primit pepene! E așa moale și distractiv! Îl ador! Wow! O să încerc iar! Ce amuzant! Vezi asta? Nu-i așa că e cool? E timpul să savurez niște pepene! Hmm, are multe semințe! Uf! Și mai multe semințe! E greu să savurez pepenele ăsta din cauza lor! Totuși, fructul e atât de suculent și dulce! Stai să scap de ultimele semințe! Ah! Ai grijă unde țintești! Sunt aici! Gata? Așa cred!
Să ia cineva chestia asta, am nevoie de ceva mai bun. Mersi, ăsta e mult mai bun. Mmm, jeleu. Wow, se întinde atât de mult. Vai, l-am rupt. Ce are ea acolo? E jeleul meu. Oh, ce primim în continuare? O să trag ochiul. Oh, un frumos tort în straturi. Abia aștept. Oh, wow, atât de cremos. Vai, vreau și eu o felie de tort. Ah, da, 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 am primit și eu tortul. Hai de lingură. Stai puțin, tu nu ești potrivită pentru treaba asta. Revin imediat. A fost un tort super bun. Ah, hei. A plecat, deci înseamnă că nu-și vrea tortul. O să iau o gură mică. Nu o să se supere. Poate încă puțin. Asta e lingura de care am nevoie pentru tortul meu. Ce? Firimituri? Nu se poate. Mi-a furat și mi-a mâncat tortul. Nu pot să cred. Nu-i deloc corect. Cred că am o idee totuși. Am o bucată de burete și o să o tai în formă de triunghi. Și acum o să dau cu niște vopsea pe deasupra buretelui. Îmi ajunge ca să-l pot acoperi? Ok, e timpul să întind glazura asta falsă. Vreau să fiu sigură că ai acoperit tot buretele. Și acum niște bombonele drept decorațiuni. Așa, arată drăguț! Trebuie să-l fac să arate și mai bine. E timpul să adaug niște dungi pe margini. Din moment ce vreau să pară că tortul are straturi. Arată grozav! Așa sigur o să se învețe minte. Tortul ăsta miroase bine. Îmi dai și mie? Te rog. De ăsta? Păi, presupun că pot să iei o gură. Da, o să fie grozav. Ador tortul ăsta. Ce naiba? Ce e ăsta? Ăsta nu e un tort, e fals și pufos. Hei, e un squishy! Mult mai bun decât tortul adevărat! E timpul pentru următoarea provocare! Wow, un pop-it! Mereu mi-am dorit unul! E atât de distractiv să te joci cu el! Îl ador! Hai să vedem ce-am primit eu! Ha? Ce-i ăsta? Un singur ursuleț din jeleu? Of! Ce dezamăgire imensă! Dar pun pariu că e gustos. Ha? Wow! Sunt și mai mulți ursuleți din jeleu acum. Hai să încercăm iar. Da! A mers! Vreau și mai mulți ursuleți din jeleu. Se tot înmulțesc. Se transformă într-un munte întreg de ursuleți din jeleu. Hei, uite-te la chestia asta. Ha? Da, pare a fi destul de cool. Iar e popitul ăla? Am o idee grozavă. Ok, am nevoie de ursuleții mei topiți și de un popit. Și acum o să torn geleurile topite în popit. Am topit toate culorile separat ca să arate frumos. Ok, iar acum o să pun un bețișor peste geleuri și aștept să se întărească. Așa, am făcut o acadea din geleu. Sunt așa entuziasmată să o gust. E așa delicioasă. O să încerc să mușc din ea. E atât de elastică și gumată. Wow, e super cool. Ce gustare grozavă. Hai să le deschidem împreună la trei. Wow, uită-te la cupele astea de înghețată. Nu se poate. Eu am niște nisip modelator. O să folosesc bățul ăsta ca să le strivesc. Ok. Ce o să mai adaug o minge? Bun, e timpul să scot chestia asta din pahar. A ieșit perfect! Abia aștept să mănânc înghețata asta. Și acum e timpul să strivesc chestia asta. Wow, efectiv se prăbușește! Nu se poate! E atât de cool! Oh, mi s-a topit toată înghețata. E toată lichidă acum. Bleah!
sunt atât de supărată. Poate că merge s-o gusnițel. Wow! Ia să luăm o guriță. Da, e delicioasă, exact cum mă așteptam. Piatră, foarfecă, hârtie. Ah, la naiba, am pierdut. Da, o fac. O să trag nițel cu ochiul. Un șarpe! Pleacă de aici! Nu se poate! Fugi! Fugi de aici! Hă? Nu se mișcă? Stai puțin! Ăsta nu e un șarpe real! Ce ușurare! De ce nu-ți deschizi și tu cloșul? Sigur! Ok, o fac! A fost înfricoșător, dar... Stai să mă uit mai atent! Da, e un șarpe din jeleu. E delicios! Wow, chiar pare delicios! Doamne, devin cam geloasă de fapt. Gata, o să mănânc capătul ăsta al șarpelui. Hei, ce naiba? Asta e gustarea mea! Ia-ți propria ta gustare din jeleu. Au, chiar a fost dureroasă căzătura asta. Au, spatele meu! A fost doar vina ta. Bine că măcar mi-a mai rămas niște jeleu. Trebuie să mă aranjez, nițel. Un pic de blaș o să mă ajute. Unde mi-e pensula? Da, clar o să meargă aia. Nici nu o să-și dea seama că a dispărut. Poți să prinde creionul ăsta ca să am un mâner. Voilà! Pensulă de machiaj făcută în casă. Hei, ești gata să mergem? Să mă spăl pe mâini. Îmi place cum miroase săpunul ăsta. La naiba e așa alunecos. Te-am prins. Ce? Îți bați joc de mine? Haide, săpunule, trebuie să stai locului. Gata cu alunecatul și căzutul? Hai mă, cum s-a întâmplat asta? Ok, trebuie să pot face ceva. Savoniera, normal! Intră acolo, săpunule, asta e noua ta casă. Doamne! Hei, ce naiba? Săpunul s-a fleșcăit și e scârbos! Eu urăsc de așa! Scârbos! Nici nu vreau să-l folosesc! E ok, iau unul nou! Dar dacă-l pun în savonieră, devine iar dezgustător! Gândește, Jennifer, gândește! S-ar putea să meargă! E timpul să scot clasicul lipici cald, un dreptunghi drăguț cu o deschizătură spre chiuvetă. Și trebuie să fac și niște linii șerpuite. Uite așa, perfect! Acum e timpul să mă spăl pe mâini, săpunurile noi sunt cele mai tari. Iar acum săpunul se poate odihni aici. Merge! Apa se scurge! Deci săpunul nu va mai deveni scârbos și nici nu va mai aluneca în chiuvetă. Problemă rezolvată! Bravo mie! Noua pudră de fixare e grozavă! Și acum creionul meu de sprâncene. Trebuie să-mi umplu sprâncenele. Vai, sunt super inegale! Trebuie să le repar. Ce? Le-am înrăutățit! Acum trebuie să o ajustez pe asta ca să fie la fel. Ashley, ce-ți ia atât? Sprâncenele mele au scăpat de sub control! Ce? Cum de s-a întâmplat asta? Nu-i amuzant! Trebuie să o iau de la capăt! E ok, te ajut eu! Hai, dă-mi creionul tău! Secretul e să folosești și o pensetă! Stai să-ți arăt! Ia creionul și colorează vârful pensetei! Bun, acum ia penseta și folosește-o ca să-ți faci conturul sprâncenelor. Wow, chiar a mers!
Da, așa rămân părțile de sus și de jos egale. Acum termină să le conturezi și să le stompezi. E super isteață treaba! Wow! Au ieșit grozav! Mersi că mi-ai salvat machiajul! Cu plăcere! Ah, o să întârziem! Ura! E timpul pentru baie cu spumă! O să fie așa relaxant! Mi-am luat tableta și sunt gata să intru! E timpul să-mi urmăresc clipurile! Îmi trebuie și băutura! Ăsta e unul dintre canalele mele preferate! Oh, mi s-a terminat sucul! O să o las pe asta aici! Ok, acum pot să mai torn niște Fanta! Oh, tableta mea! Unde e? Trebuie să o salvez! O minunată baie cu spumă! Abia aștept să-mi văd clipurile! Ar putea fi periculos pentru tableta mea totuși! Trebuie să pot face ceva! Hei, umerașul! Clar el e soluția! O să-l agăț aici și o să iau o pungă cu fermoar! E în siguranță aici și ferită de apă! Iar acum poate fi prinsă de umeraș! Excelent! E ca și cum aș avea propriul meu cinema! Cu spumă și paie chic, evident! Acum să mă uit la clipurile mele! Uf! Totul e fleașcă! Sunt vai de mine! Uite ce păr am! Și machiajul meu! Toarnă cu găleata afară! Ce bine că mi-am adus aminte de umbrelă! Nu-i corect! Oh, doamne, ce s-a întâmplat? Vremea a stricat totul! Da! Părul tău are nevoie de niște ajutor! Hei, stai puțin! Cred că mi-a venit o idee grozavă! Uite, uscătorul de mâini de acolo! Pune-ți capul sub el! Sigur o să meargă? Ai încredere în mine! Bun, gata! Lasă-l să-ți usuce părul! Nu se poate! Chiar mi-a rezolvat părul! Vezi? Ți-am zis eu! Mă simt mult mai bine acum! E timpul pentru dușul meu de dimineață! Trebuie să-mi mențin părul uscat, totuși! Și uite-mi burățelul! Oh, da! O să mă clăbucesc bine de tot! Ok, cred că ajunge! Frec, frec, frec! Ador o piele curată! Uf! Nu pot! Să ajung la spate! Haide, trebuie să mă întind! Of! Stai! Poate dacă folosesc peretele... Nu, a fost un eșec total! Dar dacă... Evrica! Vino încoace pistol de lipit! O să fac niște linii șerpuite! Bun! Acum adaug și niște puncte! Chiar e un model drăguț! Ok, cred că ajunge! Să vedem dacă merge! Hei, nu-i rău! Mă frec pe spate fără să folosesc mâinile! Ce bine că nu e nimeni pe aici! Avem nevoie de asta! Hei, sunt aici! Fix la timp! Bagă boticul acolo! Nu te mișca! Uimitor! Cum arăt? Superbă! Mă simt mai bine! Ce regulă stupidă! Nu mai avem nevoie de chestia asta! Fiți atențele! Vi-o să dați test din astea! Urăsc ora de mate! Profesoara e ocupată! Acum e șansa mea!
Unde o fi? Matematica e atât de palpitantă! Oh? Haide! L-am găsit! Ashley? Uh-oh! Da? Ce faci? Eu? Nimic! Sunt cu ochii pe tine! Iu, a fost cât pe ce? Trebuie să fiu rapidă! Nu, nu e ăsta! Aha! Nimeni nu bănuiește nimic! Ashley? Mâinile pe bancă! Gata, mulțumită! Gata cu prostiile! Wow, e morocănoasă! Dar nu a zis nimic de picioarele mele! Mă bucur că fac yoga! Aproape am ajuns! E dificil! Oh, nu! Iar, Ashley? Continuați! Ok! Cât pe ce? Dar măcar mi-am luat produsul de machiaj! Stai puțin! Penarul ăsta mi-a dat o idee! S-ar putea să meargă! Scoate capacul și creioanele din penar. Pune lipici pe vârful unui creion mic și apoi pune creionul pe capac. Fă la fel cu mai multe creioane. Continuă până când capacul e plin. Apoi bagă-ți fardurile în penar. Alegeți produsele esențiale. Apoi pune la loc capacul. Propriul meu portfard pentru la școală. Și nimeni nu o să știe. Hei, ales un fardur? Am tot ce-mi trebuie aici. Fix ce-mi trebuia pentru un retuș rapid. Super isteț, nu-i așa? Îmi place la nebunie ideea asta! Am fost la cumpărături și mi-am luat cele mai drăguțe farduri de ochi! Sunt atât de invidioasă! Vrei să le vezi? Uite, sunt cele mai tari! Ador culorile! Aș fi vrut să am și eu unele așa! Poți să le folosești și tu! Mersi! Ah, bună ziua, domnule! Fetelor, ați întârziat la oră! Fără farduri? S-a întâmplat ceva, fetelor? Nu, absolut nimic. Ce ai la spate? Doar mâna. Ceva nu e în regulă. Arată-mi. Nu, n-am nimic la spate. Dă-mi ce ai. Bine, fardurile mele. Ashley, dă-le drumul. Dar sunt ale mele. Oameni buni, ce situație jenantă. Tu, intră în clasă. Scuze. Dă-le drumul, Ashley. Bun, nu-i atent! Ce copil e! Ca să-ți păstrezi în siguranță paleta de farduri de ochi, trebuie să iei o carte. Folosește o foarfecă pentru a face o gaură în carte. Ai grijă să aibă forma paletei tale de farduri. Apoi lipește pătrățelele cu farduri de ochi pe pagină. Uite așa! Pune și niște decorațiuni pentru o notă personală și ca să camuflezi fardurile. Acum ești pregătită să mergi la ore. Stai pe loc! Îmbâte-te! N-ai farduri? Bun, poți intra! Grozav! Adică, ok. Hei! Ești ok? Sunt super! Wow! Știu, îmi mai trebuie o pensulă și acum pot să mă machiez. Cine ar fi crezut că manualele pot fi atât de utile? Arăți uimitor! Vrei să-mi citești cartea? Uitați, am terminat testul! Serios? O să fiți impresionată! Mai vedem noi! Bine, bravo! Arată-te normal! Mulțumesc! Ce ai pe față? Poftim? Nu știu la ce vă referiți! Te-ai machiat? Nu, eu o să plec! Stai, întoarce-te! Nu am farduri! Ciudat! Poți să pleci! Mă simt bine! Wow! De ce arată atât de bine? Așa arăt eu în mod natural! Iar știe adevăratul secret! E timpul să derulăm înapoi! E ocupată! Noroc că m-am gândit la asta mai devreme! Ia o gumă de șters și taie un colț cu o foarfecă. Ne trebuie doar o bucățică. Apoi pune lipici pe un bețișor de urechi și apasă guma pe bețișor. Apoi colorează guma cu tuș de ochi. Acoperă total guma. Gata! O fac! O să-mi dau cu guma pe pleoape. Acum și pe celelalte ochi. Perfect! Bine, bravo!
Merit un 10 pentru asta! Unde să mă așez? Banca aia arată bine! Nu! Nu sta acolo! Trebuie să fiu rapidă! La o parte! Mișcă-te, tocilarule! Asta e banca mea! Eu am venit prima! Găsește un alt loc în care să stai! Vorbești serios? Ok, s-o facem! Vino aici! O să-ți o iei! Piatră, foarfecă, hârtie! Start! Ah, da! Da, am câștigat! Scuze, fraiero! Ashley e îngrozitoare! O să plângi? Asta e banca ideală! Fix lângă dosare! Ia un dosar și decupează-i coperta de pe spate. Pune lipici pe dosar. Aplică de sus până jos. Apoi pune dosarul pe lateral și lipește pe el un dosar tăiat. Fă la fel cu mai multe dosare. Apoi lipește în capăt un alt dosar tăiat pe jumătate. A fost o idee grozavă! Stocul meu secret de farduri! Am tot ce-mi trebuie chiar aici! Am avut nevoie doar de un strop de creativitate. Trebuia să stau fix aici. Trebuie să arăt bine la ore. Și acum arăt. Nu se poate! Cum? Invidioasă? O, nu! Alea sunt farduri? Unde-mi sunt ochelarii? Căutam carioca asta. Credeam că... Nu mai contează. Ador fardul ăsta de ochi! E atât de drăguț! Sunt atât de adormită! Trebuie să-mi pregătesc lucrurile! Hei! Credeam că ești o fantomă! Foarte amuzant! Ești atât de palidă! Mă rog, sunt prea obosită pentru așa ceva! Poate că ar trebui să o ajut. Trebuie să fie pe aici ceva ce ar putea folosi. Aha! Chestia asta o să-i fie utilă. Uită-te la ea. Hei, trezește-te! Ce mai acum? Poți să iei chestia asta. Lipici? Wow, ce drăguță ești! Toarnă puțin! Ok, dar știu ce e lipiciul. Ce se întâmplă? E fond de ten? Ce fel de vrăjitorie e asta? Poftim! Folosește-o pe asta! O să te ajute să arăți mai uman! Ok, dar sunt atât de confuză! Ia o sticlă goală de lipici, curăță-o și scoate-i capacul! Ia-ți fondul de ten preferat și umple sticla de lipici cu el! După ce ai terminat, pune la loc capacul! O rezervă de fond de ten pentru urgențe! M-am prins! Mersi! Nici o problemă! E mult mai bine! Cum arăt? Grozav! Poftim! Testul ăsta strigă eșec! Dar nu așa de tare ca aceste gheorțăituri! Nu-i pasă nimănui dacă iau o gustare, nu? Niște resturi sunt ideale! Profa! Deja ai terminat? Dă-mi-o! Dar degetele dumneavoastră sunt pline de grăsime! Toată munca mea! Îi dai drumul, Brian? Gata! Ce murdară sunt! Se mai întâmplă, corect? Să ne întoarcem la notare, da? Uf, încă mi-e așa de foame! Prânzul e abia peste 2 ore! Stai! Cleștișorul meu! Cred că e genial! Vino aici, micuțule! Acum nu mai ating nicio grăsime! Adio, gheorțăituri! Prima gură e mereu cea mai bună!
și pot să mai notez teste. Frate, robotul ăla a apărut de nicăieri. Acum am pierdut 10 puncte. Vrei niște dulciuri, Brian? Super! Mamă, astea nu-s bomboane, nu-i așa? Încerc să fac mai multe deodată. Ah, chiar trebuia? Scuze! Mă rog, măcar astea n-au căzut pe jos. Hei! Știu cum să rezolv problema. Lucrurile o să devină puțin lipicioase. Dar o să fie la îndemână. Dăm brațul. Îl acoperim cu bandă dublu adezivă. Bun. Și acum partea amuzantă. Nu te mai întinzi, pentru că o să fie chiar pe mâna ta. Gata. Wow, mersi. Zici că e un braț bionic din ursuleți gumați. Oare cât o să-mi ia să-i mănânc pe toți? Bun, e grozav. Încă o gură, draga mea? Mănânc singură, mersi. Nimic nu-i ca înghețata de ciocolată, corect? De fapt, mi-am luat asta pentru mine. Vrei să ne batem pe ea? Dă-mi! Nu pot să iei! Frate, ce puternică e! Dați-o la mine! Credeam că nu se mai termină. Poftim, acum fiecare are jumătate. Oamenii! Ce? Se pare că suntem forțoși, nu? Și acum avem propriile boluri. Scuze! Tu și ciocolata ta. Geometria chiar îmi face foame. Salut, gustare! Ce? Îmi dai și mie, prietene? Oh, vreau și eu una! Pe bune! Asta e problema cu Skittles. E imposibil să nu le împarți. Eu n-am mai rămas cu niciuna. Noroc că am ceva de rezervă. Nu iar! Serviți-vă, prieteni! Ar fi bine să fie curate mâinile alea. Am niște amici lacomi. Măcar pe asta nu pot să o împart. Hei! Unde se duc toți? Unde mi-a dispărut cola? E ridicol! Dar dacă toți sunt plecați, pot mânca! O, da! Au! Nu spuneți că îmi vreți banana! Voi nu vă luați niciodată gustări! Ce zici de elasticul ăsta? Privește și învață! Vezi ăsta? Trage-l cam o treime, apoi pocnește elasticul așa și iar mai departe. Scoate elasticul și când vei decoji banana, urmele îți vor arăta unde să tai. Nu lua mai mult decât porția ta. Cine aduce gustările mâine? Perfect! Wow, ce cofetar ești, Brian! Pot? Ia o farfurie! O să tai felia perfectă! Trebuie să faci triunghiul perfect! Până acum e bine! Aoleu! Îmi cam tremură mâinile! Ușurel! Ușurel! Nu! Puiul meu! Știam că trebuia să-l fi tăiat eu! Ia ăsta! Ah! Sare mai rău ca o minge de basket! Ups! Scuze iar, Brian! Ce e cu tine și torturile? Cred că o să plâng! De fapt, e de bine! Cleștele e triunghiul perfect! Privește! Felia perfectă! Hei, taie-mi și mie o felie, da? Asta! Așa trebuie să se mănânce tortul! Wow, ce somn bun!
Nu, telefonul meu! Of, cred că a durut. N-am început ziua așa de bine. Mic dejun cineva? Hai, deschide-te! Normal că asta avea să se întâmple. Să sperăm că Brian și-a lăsat ghinionul la casă. Nu, e încă bine, mersi. Nu mai scap. Hei, ce mai faci? Ocola ar trebui să-mi schimbe starea. Ai grijă cu paiul ăla! Nu! Vino înapoi! De ce am degetul așa de butucănos? Hai! Stai așa! Am nevoie de ăsta! Crede-mă! Dacă îl înfășori pe gât și îl treci prin el însuși, apoi îl pui peste, așa, ai un mic suport de pai! Uite! Ah! Vrei și tu? Ok! Vezi? Paiul nu mai fuge! Sandwichul ăsta o să fie delicios! Și cu pachetel economisesc bani! Îl aranjez puțin și voilà! În ghiozdan cu tine! Sper că nu întârzi! În sfârșit e prânzul! M-am așezat din greșeală la masa celor care se cred DJ? Interesant! Să vină mâncarea! Nu arăta așa acum 3 ore. Ăsta ar trebui să fie un sandwich? Ce trist! Dar îl aranjăm! Aproape gata! Ce? Nici n-am avut timp să mănânc! Nu mai fac asta iar! Oare ei mă pot ajuta? Hei! Am cea mai tare idee! CD-urile sunt rotunde, ca niște covrigi, așa-i? Bagă covrigul în carcasă, pune capacul și ești gata! Trece chiar și testul zdruncinatului! Mersi, băieți! Chiar aveți nevoie de ăla? Nu am nicio copiuță ascunsă, jur! Nu mai minți! Ah, m-a prins! Acum clar o să pic testul! Poți să intri! Ah, ce prost a început ziua asta! Dar a uitat să verifice un loc! Am fraierit-o! Ce mult a crescut puiul meu! Mă! Dacă și elevii mei ar fi ca el! Hai, alegeți-mă pe mine! Știu răspunsul, vă rog! Brian, tu? Puiul meu, vino încoa! Serios? Mereu îl alege pe Brian! Bine, mama, am venit! Nu știu dacă știu răspunsul. 3 ori 2 egal 6. Deci, cred că răspunsul e 5? Sigur, ăsta e. Nu-i corect. Serios? Mai pune un 1. Ah, m-am prins. Așa. Ce deștept e băiatul meu! Îmi dai un autograf? Wow, mersi! Nu pot să cred că am făcut asta! M-aș putea obișnui! Te încoronez regele școlii! Ce tare! Ce bine e să fii profesoara propriului fiu! Sper că sunteți cu minți, da? Ce bine că am învățat! De ce am jucat toată noaptea jocuri video? Am intrat în panică! Hei! Vrei să mă ajuți? Ok! Primul număr e 250, al doilea
Este 65. Ce șoptiți acolo? Trișori mici. Cred că mă pot păcăli. Trebuie să procedez altfel. Nu o să-i spun nimic. Ups! Stați cu minți sau vă pic. N-a fost bine deloc. Ia stai puțin. Soluția e evidentă. Psst. Fii atent aici. În funcție de unde îmi pun mâinile, afli litera corectă. M-am prins! Ok, care e răspunsul la 1? A, și la a doua întrebare? Ce tot faceți acolo? Îmi găsesc ritmul! Ok, sună bine! Lovește! Ce notițe detaliate! Coacăze! Brian? Ce faci cu toate dulciurile alea? Bagă-le în rucsac, te rog! Of, s-a terminat petrecerea! Ce grețos! Ce? Ce critică ești? Cât de diferite sunt ghiozdanele celor doi! Pa! Trebuie să mă opresc un pic la dulap! Nu mă vede nimeni, nu? Am nevoie de ceva! Oh, nu! Betty? Nu-i nimic interesant aici! Nu te mai uita la ele, bine? Vai, Betty! Și tu lași gunoaie peste tot! Vezi asta? De ce nu-l transformi în ceva util? Magneții pot face minuni, vezi? Poți prinde câteva pentru a depozita mai multe lucruri. Și acum ești organizată! Mulțumesc, Brian! Hai să mergem! Of, unde-o fi? Hei, ai cumva niște apă? Sigur! Trebuie doar să mun niște lucruri pe aici. E pe aici pe undeva. Ai grijă, Betty! Devine ridicol. Stai! Încă puțin! Ce de haine ai cu tine? Hai că mă apropii! Am ceva de făcut. Hai odată! Ah, serios, Betty? Am găsit-o! Data viitoare fă așa. Ia un tricou și un sutien și acoperă totul cu astea. Împăturește tricoul, apoi rulează-l ca pe un buriță. Și la final, ia o șosetă și întoarce-o pe dos. Bagă-ți mâna în ea și apucă hainele rulate. Trage materialul peste ele, astfel încât să acopere complet ruloul. Uite cât de bine intră acum! Și ți-n cap mai multe! Așa îți transformi complet rucsacul. Ia uite! Cum pot să-ți mulțumesc? Ce deștept ești! Hai să mergem la ore! Jos pixurile și aduceți testele! N-am știut niciun răspuns! Ah, mulțumesc! Brian, a expirat timpul! Vremurile disperate cer măsuri disperate. Pot să transmit un mesaj folosind doar câteva litere. Ghicești care e? Gata, am terminat. Poftim, doamnă! Ia să vedem! Ah, ce drăguț e! Mi-a crescut încrederea în mine! O să-i transmit și eu un mesaj. Așa. Ți-am corectat testul, Brian. Da? Stai, ăla e cumva un F? Of. Azi e ziua cea mare. Am știut toate răspunsurile. Sunt sigură. Oare Betty cum s-a descurcat? Of. Sper că am testul pe undeva pe aici. Haide, eram sigură că l-am cu mine. Poftim, domnule! Bravo, Lily! Și tu, Betty? Îmi arăți testul tău? A trecut prin multe, nu-i așa? E inacceptabil! Trebuie să ai mai multă grijă de lucruri! Serios?
de parcă am timp de așa ceva. Ah, ce nasol! Ziua asta e din ce în ce mai proastă. Ia stai așa, cred că mi-a venit o idee. Cutia asta goală de chipsuri poate fi transformată? O panglică? Lipește-o sus și jos ca în imagine. După aceea, adaugă o fundiță. Și detaliul de final. Și detaliul de final? Testul meu la astronomie. Să nu subestimezi modul în care faci prezentarea. Perfect! Ia să vedem dacă mai refuză acum. Dă-l încoace, Lily. În regulă. Betty, e rândul tău. Poftim. E cel mai bun test de până acum. A funcționat perfect. Vrei un zâmbet sau ce? Când am timp liber, îl folosesc pentru a-mi aranja machiajul. Of, bine. Oricum nu învățăm nimic. O să-mi folosesc oglinda de buzunar. E mult mai discretă. Betty, nu te înveți minte, nu-i așa? Se pare că nu. Mersi pentru nimic. Mai adaug una la colecție. Arăt bine. Nu e corect. Pot și eu să joc jocul ăsta. M-a văzut? Hei, fără telefoane. Dă-l încoace. Nu cred. Acum ce ar trebui să fac? Știu, ia să vedem ce părere ai de asta. Dacă ai un carnețel, lipește în el o oglindă micuță. Dezlipește adezivul și lipește-o pe hârtie. Cel mai bine e să o centrezi. Sunt genială! Rujul arată în continuare bine? Evident! Sunt mereu cu ochii pe tine, Betty! Nu-i bai! Am nevoie de un carnețel, nu-i așa? Da, ai! Atunci, n-am greșit cu nimic, domnule! Era cât pe ce să mă prindă! Of, ce greu e! Să mă joc sau să-mi fac temele? Of, wow! Brian, fă-ți temele! Nu! Joacă-te, frate! Fă ce e corect! Ce plictisitor! Fii atent la asta! Ce ai făcut cu ea? Se pare că e timpul să te joci, frate! Brian? Sunteți sigur că ăsta e al meu? Cum de-am luat notă mică? Știam eu că trebuia să fi învățat. Wow! E a treia notă mare pe care am luat-o săptămâna asta. Vezi? Sunt perfectă! Admiră-mă! Oare mai am nevoie de puțin ruj? Wow! De când arăt ca un... Știi la ce mă refer? Nu mai râde! Ia stai așa, ce se întâmplă? E doar prietenul meu, demonul. Ce amuzant a fost! Deci, ce ai în agenda azi? 2 ore plictisitoare, ce altceva? Vezi asta? Poate putem face o modificare! Ia dă foaia încoace! Se pare că ai luat nota maximă! Ia uite! Wow! Stai! Crezi că le pot repara și pe astea? Ce? Mai degrabă, a! E magie pură, nu? Ia uite! Cine e deștept acum? Ce interesantă e povestea asta cu vrăjitori! Ce? David vrea să ne dăm cu skate-ul? Atunci am nevoie de un singur lucru! Nu, nu asta! Bingo! Trebuie să-mi protejez creierul! Oare unde mi-e placa? Aha! E pusă cam sus! Ah! Haide! Aproape! Ajung la ea! Nu! Ce m-a lovit în mână?
Ah! Pentru că are în ea o bucată de lemn și e înfipt adânc. Au! Nu arată deloc bine. Cum o scot? Bună! Salut! Mâna ta arată destul de rău. Sper să nu se infecteze. Vrei să o scoți, nu? Ia să încerc. Mă doare rău, îngerule. Ok. Nu iese. Ok, mă opresc deocamdată, îmi cer scuze. Fiu, a cam durut. Ce e aia? Bună! Încă mă doare. Avem nevoie de puțin ajutor. Lasă-mă să iau chibritul ăsta. Hei, bun așa. Mai am nevoie de încă un lucru. Da, paharul ăsta e perfect. Dar nu am cu ce să aprind chibritul. Trebuie să-mi folosesc puterea creierului. Am spus lumină, așa. Pune un pahar peste chibrit. Așteaptă să se stingă. Apoi pune repede paharul peste așchie. A funcționat! Cum ai făcut asta? Așa sunt eu, pricepută! Acum cred că pot să mă dau cu skate-ul. Salutare, prieteni! Ce? Hai să începem! Cred că am ațipit puțin. E timpul pentru un test. Nu cred! N-am învățat deloc aseară! Vai de mine! Nu pot învăța toate astea pe de rost! Brian, fă liniște! Scuze! Știi vreun răspuns? Of, hai, gândește-te la ceva! Demonule? Frate, cum scap de testul ăsta? Ia uite! Tare! Dar ce fac cu ele? Mi le pun? Stai calm! Am o idee! Hei, fii atent la asta! Wow! Am orbit! Mai întâi dezlipește hârtia de plasture. Apoi lipește copiuțele de el. Perfect! Apoi lipește plasturile pe dosul palmei. Arată bine, nu? Ah, săracul profesor, ce speriat e! Îmi jucați farse? Trebuie să mă mișc cu talent. Nu o vede nimeni? Perfect! Ce tare e hârtia asta! Să trecem la treabă! Stai! Cum se poate întâmpla așa ceva? Psst! Poți să-mi împrumuți foarfeca? Ai vrea tu! Ia să vedem ce am aici. Ăsta ce caut aici? Wow! A venit îngerul să mă ajute! Bună! Nu mai am foarfecă, vezi? Da, asta e o problemă! Știu! Ce zici de asta? Nu crezi că un fierăstrău e cam mult? În niciun caz. Cum vrei? Dar de astea ce zici? Sunt cam grele. Rigle? Cum poți să tai ceva cu astea? Știu. Dacă le prinzi așa, vor tăia ca niște lame adevărate. Vezi? Chiar funcționează. Aproape am terminat. Și acum am obținut formele perfecte. Bravo, Brian! Cine mai are nevoie de foarfecă? Te super dacă mă așez aici? E cam strâmt locul ăsta, nu crezi? O să așez astea aici. În regulă. Ce tare e partea asta, nu-i așa? Îmi plac mult filmele SF. Ar merge ceva sărat de ronțăit.
O gură mi-ar fi de ajuns. De ce te porți așa ciudat? Am nevoie de mai multe mâini. S-au terminat deja? Tu ai o tonă de popcorn. Serios? Cui ai să te plângi? Of, ce tupeu are fata asta! Ce? Hei, ne uităm la un film? Ce faci, frate? Încerc să mănânc popcornul. Ah, te rezolv eu! Cum ai făcut asta? Mai ai și alte trucuri? Da! Wow! Asta da mână de ajutor! Stai pe loc! Hei! Ok, nu merge treaba așa. Știu ce zici. Nu la asta mă gândeam. M-a ajuns puțin. Bine. Cel puțin acum suntem cu fața la televizor. Magia mea dă rateuri. Ce zici de asta? Ce? De ce? Acum îți poți folosi gluga! Să-mi folosesc gluga? Evident! Bună idee, demonule! Îți țin eu astea! Acum am popcornul fix la gură! E la o distanță perfectă! Arată bine! Ăsta e al meu! Îmi pare rău! Sau nu? Ce vrei astea? Bine! M-am aranjat perfect aici. Vrei să o ajut și pe ea? Dacă trebuie. Ce? Wow! Pe curând, am folosit un strop de magie ca în filme. Nu ți-e frică, demonule? Filmele de groază sunt foarte amuzante. Comediile romantice sunt de speriat. Ce? Sunt bine, nu-i bai. Nu, acum am intrat în panică. Mama vine acasă acum? Ce? De ce faci mizerie? Haide, fă-ți de cap! Vai, ce enervant! Încep să mă enervez. N-am de ales, trebuie să fac curățenie. Mama ar face un atac de cord dacă ar vedea mizeria asta. Bine că mă pricep la măturat. Și acum? N-am făraș. Aici! Ce? Nu o mătur sub canapea! Așa! Atenție la avionul de hârtie! Nu știu ce să fac! Are nevoie de ceva mai puternic! Scotch, de exemplu! Ce e lumina aia? Îl prinzi? Ce să fac cu ăsta? De fapt, mersi! Pune scotch dublu adeziv pe mătură. Astfel mizeria se va lipi direct pe mătură. Încearcă și tu! Zilele vă sunt numărate, pufuleților! Apoi, dezlipește-l și aruncă-l la gunoi! Poți să mă strigi geniul măturilor! Te iubesc! Și eu pe tine! Mai am doar un rând și... Ah, ups! Ryan! Hei! Poți să-ți împrumut ascuțitoarea? Mersi! Ryan! Ryan! Ce e? Ce carte citești? E un roman! Tare! În regulă! Vai de mine! E cel mai drăguț lucru pe care l-am văzut vreodată! Brian! Ce mai vrei, Ellie? Nu-i așa că e simpatic? Da, e o pisică drăguță. Oare n-am mai văzut niciodată o pisică? Ce plictisitoare e ora asta! Oare cât de lipicios e scociul ăsta? Măcar te poți distra jucându-te cu el! Hei!
Ah! Upsii! Gata, m-am săturat! Eli, e timpul să faci puțină liniște. Ar trebui să fie suficient deocamdată. Hei, nu poți face asta! 1, 2, 3! Acum trebuie să scap din scaunul ăsta. Și acum trage! Ah! Ce puternic e scociul ăsta! Situația a devenit cam lipicioasă. Știu! Îmi pot folosi agrafa! E destul de ascuțită, nu-i așa? O înțep fix la mijloc! Haide! Găurește-te! Da! Am reușit! Noroc cu asta, mică! Poftim! Cum ai făcut asta? Ha? N-o să mai termin niciodată cartea asta, idiotă! Și am tras! Bum! A fost extraordinar! Ora de matematică poate fi destul de competitivă, mai ales când vine vorba despre exercițiile la algebră. Știu răspunsul? Brian? Răspunsul e 5. O să răspund la următoarea. Așa, cât e X? Te-ai mișcat prea încet, Eli. Situația se încinge, știu. Ha! Ha! Serios? Am mâna pregătită de acțiune. Corect. Trebuie să apăs accelerația. Clasa asta nu e suficient de mare pentru amândoi. Haide, sunt gata de acțiune. În sfârșit, acum e momentul meu. Răspunsul îmi aparține. Ce? E pusă pe treabă, nu glumă. Răspund eu. Poftim! Cum te ridică mâna așa repede? Scuze. Ți-a scăpat mâna de sub control! E timpul să o oprim! Acum nu-ți mai poți mișca membrele, fraiere! Hei! Nu poți face asta! Tocmai am făcut-o! Doamna profesoară! Hai, gândește-te la o soluție! Știu! O să-mi folosesc cureaua! Dar trebuie să o dau jos mai întâi! Așa! Dacă o trec așa prin colierul de plastic, îi pot folosi forța pentru a-l rupe. Fii gata și... trage! Da! Acum în partea cealaltă. Perfect! Așa mai vii de acasă. Mi-am eliberat picioarele, urmează mâinile. Șireturile. După ce îmi dezleg ambele șireturi, trec unul printre încheieturi. Trebuie să-l pot apuca cu degetele. Apoi îl leg de șiretul de la celălalt picior. Urmează un nod dublu. Și acum încep să pedalez. Haide, rupe-te odată! A funcționat perfect! S-a rupt la fix pentru a răspunde la următoarea întrebare. Știi ce? Răspunde tu! Ia să vedem! Nu? Atunci de ce nu răspunzi tu, Eli? 11! Ce bine m-am simțit! Centrul unei celule, nucleul... Te super dacă mă uit și eu! Wow, chiar știi răspunsurile! Nu mai copia de la mine! Nu-i corect! Dar te pricepi mai bine la biologie ca mine! Care e problema ei? Vine încoace? Trebuie să te protejez. Trebuie să mă ascund. Cum o pot ține departe de mine? Botnița asta e perfectă. O să se sperie garantat când vede asta. Și acum așteptăm. Ești aici? Ia stai așa! Brian și-a luat cumva câine? Ce mare e botnița asta! Ce se aude? Să dăm play la lătrat! Aaaa! Câinele ăla pare a fi supărat! Nu-mi vine să cred că am păcălit-o!
Cine e băiat bun, Fido? Câinii chiar sunt cel mai bun prieten al omului, nu-i așa? Mi-am terminat treaba aici! A plecat în sfârșit! A plecat în sfârșit paznicul ăla! E un save nepăzit! La atac! Nu mă vede nimeni, nu? Al meu ești! Repede, la pământ! Mă apropii de țintă! Haide! Așa! Acum ajung! Trebuie să mai trag puțin! Fiu! La ce te uiți, amice? Mult mai bine! Sunt pe cale să mă îmbogățesc! Trebuie doar să ating punctele corecte! Da! Wow! Ce frumoasă e! Ce? Te-am prins, hoțule! Gândește repede! A, da? Ăsta nu e bun! Ăsta nu e bun! Fii cu mine la secție, amice! Nu-mi place jocul ăsta! Acum poți să-mi dai astea jos? Puteam să jur că au cheia în ele! Puteam să jur că am cheia aici! Nu-mi spune că ai pierdut-o! Ăsta e un ups de zile mari! Jocul ăsta distractiv tocmai a devenit foarte real! Da! Ellie! Clamele tale! Putem folosi o clamă din asta! Dacă ai pierdut cheia... Rupe clama în bucăți ca în imagine! Apoi desfă bucățile rămase. Ar trebui să se întindă drept. Mișcă puțin metalul și după una-două secunde... Voila! Chiar funcționează! Acum desfă-mi-le și mie. Am fost cât pe ce s-o pățim, nu-i așa? Nu-mi vine să cred că m-ai păcălit! Brian, nu poți scăpa pentru totdeauna de lege!